Bună seara și le v-am găsit la emisiunea Linia 1. Vom avea alegeri pe 27 septembrie. Va trece moțiunea de cezură. Ce se anunță la fuziunea USR Plus? Sunt doar trei dintre temele, întrebările acestei emisiuni. Discutăm împreună cu deputatul USR, Marius Bodea, deputatul USR. Cred că e prima dată când spun lucrul ăsta. Era PNL, apoi independent, dar acum de câteva zile deputat USR. Am mai discutat, era deputat independent până acum o săptămână. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Gata, s-a terminat cu independența. Bun, era clar că trebuia să intrați undeva, pentru că altfel nu se putea materializa candidatura la Consiliul Județean. Da, evident, este și o chestiune tehnică, dar mă bucur că am și găsit o echipă foarte bună aici și nu e doar un proces pur juridic prin care să validăm o candidatură din partea Alianței. Nu, e chiar o echipă faină și mă bucur să trăiesc asta zi de zi aici la Iași. Apoi și în perspectiva luptelor politice, a proiectelor politice pentru județul Iași, pentru municipiul Iași, evident că șansele sunt mai mari, da, să poți să vorbești de proiecte, să poți să-ți impui proiectele dacă faci parte dintr-o echipă. Asta e lesne de înțeles. Și sunt, sincer, foarte optimist la cum văd că merg lucrurile. Da, păi vedem că toată lumea se orientează. Am văzut și Mihai Chirica. A stat el independent, să spunem, o perioadă, deși era legat de PSD. Pe la urmă a intrat în PNL, a vrut să aibă un vehicul care are nevoie. Un consiliu local are nevoie. Am văzut aseară Gabriel Harabagiu, iar nu se mai știa unde e, că e PSD, că e Proiaș, a intrat în Pro-România, partidului Ponta, ca să nu fie confuze. Deci iată că oamenii se orientează către formațiuni. Da, sunt mișcări de trupe, cel puțin prin zona Palatului Rosnovanu, pe acolo. Da, vedeți, în politica ieșeană unele au fost cauze pentru, să spunem, înscrieri în noi partide, altele sunt efecte. Cauza principală a ceea ce s-a întâmplat pe scena politică românească o reprezintă decizia greșită a celor care conduc PNL Iași de a umfla rândurile partidului cu un PSD-ist, pur sânge, cum este Mihai Chirica, dar nu neapărat prin apartenența sa ca membru la un partid, ci prin metehnele PSD-iste pe care atâția ani toți cei care au avut ceva de spus împotriva PSD-ului le-au blamat. Vă dați seama cât este de straniu, da, după 4 ani de opoziție la PSD-ismul ieșean reprezentat de metehnele, până la urmă, ale primarului, ale viceprimarului, care este și cumătrul primarului, că în primărie e mai degrabă o familie decât o echipă acolo. Iată că astăzi, vă spuneam, datorită acestor mișcări s-au întâmplat aceste permutări pe scena politică și până la urmă vom vedea exact cine a avut dreptate și cine a greșit. Eu n-am renunțat niciodată la a crede că Iașul merită mult mai mult și se poate face mult mai bine, că vârful administrației pot fi oameni cu adevărat competenți, orientați spre nevoile reale ale comunității, în locul oamenilor care, iată, fac din întinderea rurilor cu gazon prin Iași principala investiție de care crede că are nevoie orașul, în condiții în care Iașul este complet blocat astăzi când vorbim, este cel mai poluat oraș din România. Probleme care poate, știți cum e, trec astăzi neobservate sau nu reprezintă principala preocupare a ieșenilor, dar peste puțin timp vom vedea că lipsa intervenției ferme pentru a înlătura cauzele și a înlătura și fenomenul până la urmă ne vor face viața cu adevărat sufocantă. Discutați în ultimul timp, bănesc, ați sântețit, discutați și până acum, dar ați sântețit vizitele prin cartiere, discuțiile cu oamenii. Nu vă întreb ce vă spun ei, cu cine votează, ci care sunt preocupările lor, adică temerile lor de dezbatere. Ce vor până la urmă? Pentru că senzația multora e că ieșenii nu vor prea multe, adică dacă au un gazon în față, dacă au, nu știu, o stradă asfaltată, dacă le vine un tramvai, indiferent cum o fi, că e vei, că se defectează, că mai merg o stație, că mai vine unul și îl remorchează, adică e așa o blazare, o mulțumire. Ce spun, se simte așa, vor mai mult, e o ambiție?
Este un paradox. Ieșenii știu lipsurile pe care le are orașul. Le știu, le enumeră, transportul deci public, le conștientizează. În schimb, sunt pur și simplu copleșiți de propaganda pe care o face actuala administrație, primarul, care creează din orice eveniment banal, da, cumpăra niște coșuri de gunoi digitale. A făcut din asta atâta propagandă, a brulat-o, a vânturat-o peste tot, pe toate canalele, social media, pe toate televiziunile pe care la care apare, pe tot felul de live-uri și așa mai departe, încât oamenii trăiesc cu senzația că, deși nevoile pe care ei le resimt sunt unele, pare să că totuși orașul merge într-o direcție bună și nu mai comentează, nu mai insistă. Li se pare că n-au ei dreptate. Ăsta este sentimentul. Știți foarte bine că eu în acești ani de zile chiar am fost prin cartiere și am vorbit cu oamenii, știu problemele astea. Dar vedeți, asta este din păcate efectul unei propagande cu bani mulți susținută din banii noștri, toate aparițiile astea, care până la urmă năbușe sentimentul real, da, de ancorare în realitate, în ce nevoie are orașul, și acestea sunt acoperite, îmbrăcate, cum să spune, învăluite de această propagandă. Din nimic facem o poză, azi ce am făcut, am mers și am plantat o panseluță. Gata. 5.000 de articole pe acest subiect. Am mai pus o bucată de gazon într-o parte a orașului. 5.000 de ieșiri pe acest subiect. Dar însă marile proiecte ale Iașului de infrastructură, pasajele, supraterane, subterane, poluarea din Iași, transportul public care este în continuare de evul mediu. Nu avem transport public, de evul mediu. Vedem toate lucrurile astea, dar în planșe în continuare. Da, da. Și stadion. Nu avem sală polivalentă din nou și după 5 sală ani. Le-am văzut în planșe, în fotografii trimise sau pe Facebook, pe mail-uri, dar nu avem, nu vedem un pasaj, nu vedem exact. O sală de conferințe, lucruri. Nu avem o sală multiculturală, mari. Filarmonica Iași, sigur, o să spunem că e la Consiliul Județean, dar asta nu împiedică pe primarul celui mai mare oraș din Moldova și unul din cele mai mari din țară să ia taurul de coarne și să facă o sală multiculturală. Și știți, eu sunt cumva extrem de contrariat, da? Pentru că un contracandidat pentru funcția de primar sau de președinte de Consiliul Județean, el are cu siguranță libertatea și dreptul să spună: eu vin să fac asta, îmi propun să fac asta. Pe când primarul, în funcție după un mandat, trebuie să vină să spună ieșenilor: eu am făcut asta, asta, asta. Ori noi avem astăzi un primar care vine și ne spune ce ar vrea el să facă, aceleași lucruri pe care ni le spunea acum 5 ani de zile, sau acum 4 ani de zile. Și sunt contrariat de faptul că nimeni, sau, mă rog, nu toată lumea sau nu suficient de multă lume nu îl trage de mânecă să spună: domnul primar, dar planșele se le-a mai văzut acum 4 ani sau acum 5 ani, erau altfel colorate, dar tot alea sunt. Bun, nu e tema emisiunii, nu e să discutăm ce face neapărat actual, pur și simplu am ajuns, dar ca să închidem cumva chestiunea legată de primărie și de Mihai Chirica, pentru că trebuie să recunoaște că în ultimul mandat ați avut meciuri grele cu el. Am văzut în ultimele zile, mai ales la vizitele celor 3 sau 4 miniștri, aproape în fiecare zi a repetat că în 2024, înaintea alegerilor următoare, el se va retrage din politică, dacă, nu știu, nu se va face, nu știu ce, proiecte mari. Cum interpretați? Mi s-a părut așa, adică nu-mi dau seama unde vrea să bată, ce a vrut să spună. Să știți că nu-l bănuiesc de foarte multă, cum să spune, inteligență, de multă viziune, da, de așteptări pe termen mediu și lung ale domniei sale, de la guvern, de la ministri, de la... Să o pregătire a despărțirii de PNL. Nu. Deja. Nu, cred că mai degrabă umple spațiile goale unde ar trebui să regăsim investiții, unde ar trebui să găsim proiecte încheiate, cu tot felul de scenarii, cu tot felul de vize, cu tot felul de angajamente, umple spațiile goale. Cred că în anii ăștia am înțeles ce fel de personaje a plantat PSD la Iași și ce fel de personaj este Mihai Chirica, un PSD-ist pur sânge cu adevărat, și de asta n-aș pune mare preț în mintea lui. Dacă mă întrebați pe mine... A insistat pe subiectul ăsta. A insistat pentru că îi place cum vrea, sună. Da, dar vrea ca oamenii să intre, că în momentul când repeți o
o afirmație, da? Domnul Gheță, vrei să, ca acea afirmație să le intre bine ascultătorilor, telespectatorilor, presei și așa mai departe. Declarația asta face parte dintr-un șir de declarații care au fost alucinante, dar e în același ton. Știți că s-a mai suit pe cruce Mihai Chirica că Iisus Hristos a declarat asta, că va face lucrul ăsta. Dacă nu se întâmplă asta, mă voi lăsa răstignit și eu pe cruce ca Iisus Hristos. Am mai avut declarații de acest gen legate de el, de, cum să spun, zeitatea Mihai Chirica, și de asta pe mine nu mă miră. El umple spații goale cu ce fantezii trec lui prin cap. Și asta pentru el era o chestiune care suna bine. Atenție, eu promit că mă retrag din politică în 2024. Păi bun, domnule Ghețău, prezența ministrului este Bode. De 5 ani primar, încă 3 ani înainte viceprimar și încă 10 ani înainte director tehnic. După 18 ani de zile tu să-ți mai dai încă 4 ani după care renunți, păi trebuia să renunțe după primii 4 ani și cu asta basta, știți? De asta eu nu pun preț pe ce spune dumneavoastră. Da, el de data asta și-a rogă sau mă rog, miza lui sunt proiecte care țin mai degrabă de guvernare, de național, că autostrada nu face primăria. Da, adică da, noi am rezolvat toate chestiunile astea, am făcut 20 de parcări subterane, 25 supraterane, am făcut pasaje, parcuri, stadion, sală polivalentă. Și acum ne uităm la guvern, vedem că nu, sau la guvernări, vedem că n-au făcut mare lucru pentru ea și atunci noi ne urcăm pe un cal alb și amenințăm. Da, oamenii se mulțumesc cu foarte puțin în concluzie, dar asta pentru că sunt copleșiți de propaganda asta și credeți-mă că funcționează foarte bine și e făcută deliberat. Adică nu e o întâmplare că ne bagă sute de mii de euro anual, calculasem vreo 300 de mii de euro doar în imaginea sa din bani publici prin diverse evenimente. Funcționează foarte bine. E, știți cum e? E ca reclama la televizor la un produs care ție nu-ți trebuie, dar îl iei în casa ta și îl bagi la tine în casă pentru că te-a, cum să spun, te-a sufocat publicitatea respectivă. Asta face și Mihai Chirica. La cumpăr, nu? Îl văd, nu-ți folosește la nimic, îl ai în casă așa și Mihai Chirica. În mintea tuturor, toată lumea vrea să le ia în brațe, nu știu de ce, pentru că e multă propagandă în spate. Bun, ne uităm pe de altă parte, bun, alegeri 27 septembrie, da, ne uităm, am mai spus lucrul ăsta, ne uităm în fiecare zi la ora 13, așteptăm datele oficiale și vedem că cifrele de astăzi sunt mari, s-au bătut iar recorduri, 1454 de cazuri de COVID la nivel național, 53 de decese, 478 de oameni internați la terapie intensivă. Poate nu spune mai lucru 478, dar dacă ne gândim că aproape 500 de oameni pe teritoriul României din cauza acestei boli sunt în secțiile astea de terapie intensivă, în stare gravă sau foarte gravă, unii chiar critică, avem dimensiunea unei boli care nu iartă. Iar peste toate vin niște alegeri, 27 septembrie, cel puțin în declarații și în hotărâri. Dacă s-a luat hotărârea că vor fi alegeri pe 27 septembrie, Bașca începe și școala la jumătatea lunii septembrie. Da, într-adevăr, când spui 470 și pacienți internați la terapie intensivă, spui că 400 nu e mult. Însă dacă te gândești că sunt de 4 ori mai mulți decât acum o lună jumătate, înseamnă că totuși e o evoluție care nu trebuie să ne lase indiferenți. Mai mult decât atât, trebuie înțeles că în același timp, de la terapie intensivă, ies alți oameni, care fie s-au vindecat sau care, din păcate, au decedat. Deci se eliberează în fiecare zi 4 la terapie intensivă. Cu toate astea, numărul celor care ajung acolo crește. Asta ar trebui să ne ducă cu gândul la ideea că, de fapt, e mult mai grav. Nu că se mai vine câte unul azi, mai erau 400, mai vine unul. Nu. Se eliberează 100, vin 120. Se eliberează încă 100, vin 130. Tot așa. E o dinamică care ne liniștește. Despre alegerile de pe 27 septembrie, eu am adică spus... Adică întrebarea e dacă se pot ține în condițiile astea. Eu am spus categoric că este o mare eroare politică. De ce? Este o mare eroare sanitară, ca să spun în primul rând, da? Când ne gândim la sănătatea omului, dar este și o mare eroare politică. Pentru că din cercetările sociologice vedem că cei care vor veni la vot, indiferent de cum evoluează pandemia, sunt cei care susțin în mod special electoratul, în mod special Partidul Social Democrat. Cu alte cuvinte, guvernul, pentru că asta este ambiția lui Ludovic Orban, se întâmple alegerile astea, indiferent dacă, mă rog, era la un moment dat un comentariu, vor sta morți în șanțuri aruncați, macabru așa, da, era un comentariu undeva, indiferent,
pentru că are interesul să-și conserve puterea pe care a căpătat-o, una foarte mare în perioada asta. Însă, dacă te uiți că acum ceva timp existau niște praguri pe care tot statul, prin Ministerul Sănătății, prin Consiliul Tehnico-Științific care monitorizează treaba asta, spunea că peste 1000 de cazuri, România are probleme, peste 2000 de cazuri, astăzi avem 1500 de cazuri noi în fiecare zi și măsurile sau reacția statului este invers proporțională cu creșterea aceasta accentuată. Și stai să te întreb, domnule, ce în concret a făcut statul român ca să stăvilească această pandemie? Pentru că eu nu văd absolut nicio mișcare. Adică, pentru ce am stat două luni de zile închiși în casă, toți, pentru ce România, și nu numai România, că a fost la nivel internațional problema asta, a sucombat economia, pentru două luni de zile a fost închisă sub lacăt și se resimte azi, în condițiile în care astăzi, de la lună la lună, la zi la zi, cazurile cresc. Adică n-a fost chiar în van acea închidere, deci unora le se pare exagerată, dar am stabilizat sau am ținut sub control la vremea respectivă, n-a crescut. Ok, la vremea respectivă, asta spun. Numărul de cazuri, adică am avut cât 530 nesemnificativ față de astăzi, adică da, asta vă spun. La o treime, maxim a fost la o treime față de asta ce avem pentru acum. Ce s-a întâmplat? Nu spun că nu trebuia făcută, nu mă înțelegeți greșit. Specialiștii au spus că trebuia făcută, s-a făcut. Ai făcut-o atunci pentru un număr mult mai puțin de cazuri și astăzi fiecare face ce dorește în România. Adică, până la urmă, tu ca și guvern, cum oprești această epidemie? Peste toate astea, vine deschiderea școlii. Să fie foarte clar, eu sunt părinte, da, copilul meu încă este la liceu și știu foarte bine că școala, prezența fizică la școală nu poate fi înlocuită. Asta să fie foarte clar. E complicat să mai școala să nu mai înseamnă numai să citești ceva. Școala să mai înseamnă copii acasă. Școala înseamnă să interacționezi cu profesorul. Profesorul te observă, vede cât ai înțeles, cum ai înțeles. Comportamentul tău, până la urmă, în grupul respectiv, nu e doar de a citi și de a face niște teme acasă pe care le transmiți prin intermediul digital profesorului. Clar că școala trebuie să existe fizic. Dar în condițiile în care lucrurile merg din rău în mai rău, deschiderea școlilor înseamnă un factor de contaminare suplimentar, să nu ne mințim. Așa copiii pare, vor da. Sta în aceeași clasă cu măști, cum poți să-i controlezi, mai ales pe copiii care sunt mai micuți. Dar, pauze, da, sunt și fără simptome, pot lua de la unul, aduc acasă, se îmbolnăvește părintele. Cred că aici trebuia un pic mai multă înțelepciune și cumva, din punct de vedere strategic, nu că au forțat deschiderea școlii. Școlile în România au fost închise când erau mult mai puține cazuri. Da? Acum când sunt și mai multe și exponențial în creștere, totuși deschis școlile. De ce s-a întâmplat acest lucru? Pentru că, evident, românii s-ar fi întrebat, păi, școlile sunt închise, dar facem alegeri? Și ți era un șah dat la propria decizie. Atunci mergem mai departe pe tabla de șah și ne gândim, nu cumva se deschid școlile, ținem alegerile, apoi se închid școlile. Ba da. Părerea adică mea este, nu-i mutarea asta de la 1 octombrie. Părerea mea este alegerile, că vedem că apar focare, că probabil vor apărea cazuri. Dintr-o dată nu pot să apară peste tot. Nu vor fi școli întregi care să fie cu cazuri, probabil, prin diverse clase. Vom avea clase închise, chiar și după prima săptămână, dar probabil că e posibil să se înmulțească și atunci undeva pe la 1 octombrie să spună, domnule, situația păi grea. Vă spun care este riscul. Închideam. Riscul este că cadrele didactice se pot infecta mai ușor. Nu vor mai avea cum profesorii să predea, pentru că sau vor cere ei, că s-ar putea să apară și o presiune din sistem. Domnule, nu mai putem, da, că ne îmbolnăvim. Adică noi, în loc să ne gândim ce predăm copiilor, există, ne gândim cum ne ferim. Să spun, nu există profesori de rezervă. Adică nu există profesori care stau pe bancă, știți? Și în joc sunt unii titulari și după aceea intră rezerva. Nu există așa ceva. În momentul când îți pleacă un profesor de la mai multe clase care predau disciplina, care trebuie să stea în izolare conform protocolului sanitar. De asta vă spun că mi se pare cumva că e forțat, pentru că lucrurile nu se atenuau în România. Nu eram pe o chestie liniară care deja începe să rezolve. Nu există măsuri concrete care să aibă rezultate de scădere a numărului de infectări. Nu există nimic. Noi suntem în plină creștere, guvernul nu face nimic și pe deasupra mai deschizi școlile care, repet, fizic trebuie să facem școală, dar în condițiile de astăzi riși mai mult. Și cum? Știți ce va întâmpla? Pentru că rezultatele acestei măsuri de a deschide școlile
Le vom vedea la 2 săptămâni, da? Pentru că așa e peste tot. De când iei o măsură într-un fel sau altul, vezi rezultatele în 2 săptămâni. Adică în prima zi după alegeri. În prima zi după alegeri. Alegerile se vor fi închis, da? Și vom vedea după aia infectările. Gata, dar... Bun, o altă chestiune, cum se va desfășura dincolo de cum va fi campania, că aici, până la urmă, fiecare candidat sau partid poate să nu facă campania absolut deloc sau poate să stea de vorbă cu electoratul, nu știu, și pe online și, habar n-am, și în stradă la 5 metri, poți să strigi unul la altul, asta e. Dar ce se va întâmpla sau cum vedeți ziua votului? Pentru că într-o sală de clasă vor intra, și nu doar în una, că sunt câte 17.000 de câte secții de votare vor fi pe cuprinsul patriei, vreo 18.000. Da. Păi numai în ea sunt 760. Asta înseamnă 18.000 de clase, da? Da, prin care vor trece sute de oameni, dacă nu unele chiar spre 1.000. Da. Păi ce va urma după acea zi? Eu vreau să reamintesc că USR a avut acel proiect, acea propunere, ca alegerile, dacă totuși se forțează, și e o forțare, să se întâmple pe 27, măcar să fie derulate pe perioada 2 zile. Să nu existe presiunea asta, oamenii să stea și relaxați, da? Să nu existe cozi, să nu se întâmple... Nu e complicat să-i ținem pe membrii aia din secții de votare, cu membrii birourile secțiilor de votare, cu mască, 2 zile, într-o oboseală. E adevărat și lucrul acesta, dar răspunsul ăsta trebuie să-l dea guvernul. Da? Pentru că am văzut ce își propun. Încearcă să pună protecție de plexiglas, încearcă să facă... Eu sper să nu fie adevărat. Am auzit la Tăriceanu, care nu pun foarte multă bază, dar am auzit afirmația că pensionarii vor avea 2 ore sau 3 ore. Eu sper să nu fie adevărată chestia asta, pentru că nu poți îngrădi un segment electoral, indiferent cu cine votează sau când votează sau cum votează, să-i pui bariere orare. Nu poți, pentru că atunci nu mai poți discuta de alegeri libere. Eu sper să nu fie adevărat. Sau am mai auzit o trăsnaie că, nu știu, la 2 ore sau la 3 ore să închizi secția. Să închizi, dai toată lumea afară ca să o igienizezi. Vedeți? Păi scuzați-mă, dar riscăm să intrăm într-o nebunie din aia, cu se fură voturile, nu știu cine a intrat, le-a scos de sub haină. Exact. Vedeți, tocmai asta este ideea. Pentru că există un grad uriaș de nesiguranță, de incertitudine. Mie mi se pare că este un experiment pe sănătatea noastră, ceea ce se întâmplă. Da, este un experiment pentru că nici ei nu știu unde duce. Și vor să testeze, practic. Hai să vedem, ne îmbolnăvim, nu ne îmbolnăvim, ceea ce mi se pare foarte grav. Și spuneam de eroarea politică, a doua după eroarea sanitară, este legată de efectul pervers al organizării alegerilor în pandemie de către liberali, care va ajuta pe PSD-iști. Și am să explic de ce. Atâta vreme cât din sondaje arată că cei care sunt determinați să meargă la vot și nu au o problemă cu epidemia, pandemia, și pentru că nici nu cred în ea, mare parte sunt votanți PSD, nu știu de ce s-a întâmplat așa, dar asta arată sondajul, ei se vor prezenta la vot. Prezența va fi diminuată pentru că cei care se protejează și votează PNL, votează USR, nu se vor prezenta la vot și vom avea o întoarcere, da, datorită prezenței foarte scăzute la vot, dar preponderent din partea PSD votanți, să ne trezim că avem 35% la PSD și restul partidelor sub PSD. Vom vedea ce se va întâmpla. Astea sunt supoziții, până la urmă. Nu știm dacă într-adevăr așa va fi. E complicat de stabilit. Acum, care categorie este? Că e posibil, poate bătrânii să nu iasă. Nu știu. Să se spere mai mult, știind că ei sunt cei vizați în principal la boală. Nu știu. E posibil și varianta asta. Luăm o pauză, apoi revenim. Da, ne-am întors în linia întâi, invitat deputatul Marius Vodea, USR. Bun, moțiunea de cenzură anunțată de PSD. Taman în campanie. Știți cum e? Are șanse? Asta ne mai lipsea, moțiunea asta de cenzură. În rest le avem pe toate, de țara merge. În pandemie, în stare de alertă, într-o nebunie totală. Eu vreau să spun că în regulă, nu performează actualul guvern cum a existat așteptarea românilor, care au dat jos PSD să pună PNL. Da, asta știu inclusiv cei care conduc astăzi guvernul și miniștrii. Dar chiar nu e momentul pentru o asemenea joacă politică, pentru că e un moment de destabilizare, da? Dărmarea guvernului va crea unde de șoc în piețele financiare, în primul rând, oamenii vor avea un alt comportament și
cred că lipsa aceasta de, să spunem, legitimitate de plină pe perioada presupusă, da, în care guvernul este demis până la învestirea noului guvern și a noilor miniștri, asta însemnând o săptămână, 10 zile, da, ca de obicei, România va avea 10 zile un guvern care nu are toată legitimitatea să ia deciziile care trebuiesc. De asta spun că nu e momentul. Bun, da, asta în condiția în care, în condițiile în care va fi instalat un nou guvern. Că e posibil să mai pice o dată, pentru că atât timp cât moțiunea ar trece, e de presupus că există o majoritate în jurul PSD-ului care nu va vota, adică n-ai niciun motiv să votezi, să spui dintr-o dată că ești, nu știu, responsabil și că votezi guvernul doar să ai Da, dar vedeți, de asta vă spun că e o necunoscută. Pur și simplu e o aruncare, s-au adunat PSD-știi de mână pro-România, păi se aruncă în gol și se gândesc să vedem dacă ajungem pe pământ, pentru că demiți guvernul, să presupunem că ai numărul de voturi. Dar da, desemnarea premierului o face președintele României. Corect. Nu-ți spune omul la care te gândești tu cel care... A spus-o că nu va desemna. Exact. De la PSD. Asta vreau să vă spun. Și vom ajunge într-un blocaj în care cei care cumva au o majoritate primesc o propunere din partea președintelui, o alta, da, la care nu se așteaptă, și nu votează. Și urmează din nou. Bun, dar până la urmă rămâne, până una alta, va rămâne guvernul interimar, același care a fost picat, va rămâne la butoane, mai ales că vin și niște alegeri. Da, dar atenție. În societate se lucrează cu percepții. Oamenii obișnuiți vor avea senzația că guvernul României nu mai este legitim. Că nu mai există guvern, că mai este premier, că a fost demis. Până explici tu că stai că e tot Orban, dar mai stă puțin până când vine următorul și poate să semneze acte, pentru că un guvern demis are restricții, după cum bine știți. Da. El poate câteva lucruri să mai emită. Scrie Constituția ce mai poate face. Dacă pandemia o ia raznă, ca să zic așa. Păi despre asta vă spun. Și noi guvernul stăm cu un guvern în pioneze care e legat de mâini și de picioare. Deci vom fi într-un blocaj. Un guvern demis, total, cu siguranță, nu mai poate lua măsuri în perioada de criză. Tocmai asta îi lipsesc instrumentele legitime de guvern instalat democratic de parlament. Parlament care îi dă guvernului dreptul să legifereze de urgență în numele său, că doar așa dă guvernul ordonanțe de urgență, da? Nu are acest instrument. Asta încerc să spun. Este clar o prostie, să spunem pe românește. Da. Nu-mi dau seama ce calcule are PSD. Pentru că ori își arată domnul Ciolacu mușchii și, mă rog, între ei acolo se încordează. Sunt și negocierile astea cu primari, poate e un semnal. Dar, apropo, cum vedeți povestea asta? PNL a dat, a văzut și chiar, n-a spune surprinzătoare, dar chestia de la Suceava cu primar luat de la PSD, tavan cel care, nu știu... În campania de la europene este cea mai mare era palmă, cu Dragnea. Cea mai mare palmă dată vreodată liberalilor de către cei care conduc astăzi partidul, fără doar și poate și la Iași, și la București, și la nivel național. Este cea mai mare palmă să umfli PNL cu PSD-iști sau, altfel spus, să ajungă PSD-iștii să candideze din nou din partea PNL, că doar asta se întâmplă, da? PSD-și care candidează acum de la PNL, pe listele PNL. Mi se pare cea mai mare ispravă, ca să spun așa, întâmplată în istoria Partidului Național Liberal, da, cel mai vechi partid care mai este astăzi parlamentar. Bun, aveți semnale la Iași, de exemplu, în județ, dar ce se va întâmpla? Câți primari de la PSD? Că am văzut, ba 15, ba 8, ba mai puțin, ba... Domnul Ghețu. Am senzația că PNL-ul la sfârșitul săptămânii ăsteia va avea birourile locale și județene pentru a stabili listele și pentru a tranșa probabil și chestiunea asta cu cine vine și cine candidează. Știți? Un primar PSD, dacă era dus la PNL, cum s-a întâmplat cu Mihai Chirica, atunci trebuia să fie revoluție în PNL. Un primar. Nici nu mai contează că sunt mai mulți de un primar, asta încerc să spun. Pentru că a fost spartă tocmai această protecție pe care avea partidul ăsta de a se umfla cu PSD-iști pe care e înjurat, în fine, politic, atâția ani. Eu vă spun că nu de asta au stat românii în stradă cu sute de mii în 2018, nu pentru asta s-a întâmplat 10 august, care a fost tocmai un protest, onest, da, al românilor, diaspora mare parte, dar sunt români care au plecat din cauza PSD-ismului din România, s-au întors ca să ajute, România să scape de PSD-ism,
ca să te trezești 2 ani mai târziu că sărbătorești sau îți amintești, comemorezi, ca să spun așa, evenimentele din 10 august 2018, cum umflând peneliștii, da, partidul PNL cu PSD-iști și punându-i să candideze, punându-i pe funcții, dându-le și... Păi nu pentru asta s-a întâmplat 10 august. Ori de asta spun, pe termen scurt, calculele lor politice sunt clare. Luăm voturi, ne stabilim, facem guvern. Dar pe termen mediu și lung au terminat-o cu PNL. De asta sunt atât de necăjit. De asta am și plecat din PNL. Politica, cel puțin, asta vedem, politica se face pe termen scurt. Vin niște alegeri peste o lună, peste două, peste trei, alea generale, iei coșarca plină de voturi, după aia nu mă mai interesează, vom vedea. Da, vom fi la guvernare, le satisfacem interesele, mergem mai departe și vom vedea noi cu electoratul ăsta. Credeți-mă că așa ceva nu s-a întâmplat niciodată cu niciun partid. Adică ceea ce s-a întâmplat în PNL, politica lui Ludovic Orban, a lui Costel Alexe la Iași, care se și laudă cu lucrurile că aduce PSD în fiecare zi în partid, este una care va... Cine se laudă la Iași? Costel Alexe, da? Președintele filialei. Da, este foarte mândru că a mai prins câte un primar de la PSD. Și, mă rog, în cercurile lui se și laudă cu asta și s-a laudat și public, dacă vă amintiți. A făcut-o chiar anul trecut, în 2019, când a trebuit să ies eu, pentru că fiind liderul... Bun, și părea că am avut, după aia ați ieșit dumneavoastră, a fost declarația lui Nareș Bogdan. Da. Am impresia că a fost chiar o declarație la Cotroceni, dar am auzit chiar ieri. Da. A repetat Klaus Iohannis, a fost întrebat și a spus că nu îi se pare sănătos, sau mă rog, nu îi se pare în regulă. Și din păcate, la 3 ani de zile la alegerile interne ale PNL, își dau seama liberalii adevărați că au ales un mercenar în fruntea PNL, pe Ludovic Orban, care nu are nicio treabă, nici cu liberalismul, nici cu o proiecție pe termen lung, cu dezvoltarea partidului, dar pe criteriile de onestitate, de integritate, de principii istorice pe care le are acest partid. Nu. Gata, repede luăm PSD-iști, mai simplu. Hai să umflăm cu PSD-iști, luăm voturi în plus, ne instalăm noi, ne punem miniștri, contractele merg. Se va întâmpla și asta, da? Se termină. Ce faci după aia cu acest partid? De la 33% cât este creditat astăzi în sondaje, acest partid în următorul an, și vă pot da scris aici, nu mai depășește 18%. Și ce am făcut până la urmă? Am perimat toată munca în acești 4 ani de opoziție, sau în fine, mai puțin de 4 ani, 3 ani și jumătate până a intrat PNL la guvernare. Pentru ce am muncit atâția ani, nu? Ca să arătăm că suntem diferiți de PSD. Bun, și acum îi luăm în casa noastră. Se naște altă întrebare, sau apare altă întrebare. Ce fac oamenii care, că partidul ăsta PNL-ul are zeci de mii, nu știu, mii, zeci de mii, nu aș spune sute de mii, poate că mulți nu sunt activi, membri, da? Unde sunt? De ce nu comentează? De ce nu cer? Ce e asta? Asta nu mai e politică? Vedem, într-adevăr, niște reacții, doar că unii dintre ei am văzut candidează din partea PSD-ului, adică vedem rocade. Adică PNL-ul ia de la PSD primarul și PSD-ul ia de la PNL candidatul PNL la primărie. Da. E de noapte minți. Chiar așa ceva și sigur nu vreau să pare eu subiectiv, pentru că la Iași s-a întâmplat prima și cea mai mare mizerie, să-i spun, posibilă să iei un PSD-ist feroce, așa cum era Haichirica, dar PSD-ist cu metehne de PSD-ism din acela pe care tot l-am... Spuneți că e PSD-ist, da. În 2017 el s-a detașat de, în mintea multora, el pare un anti-PSD-ist aici. Da, domnul Ghețău, la nivel declarativ și într-un mod ipocrit și-a proclamat independența față de PSD. Dar în 2017 și-a mai luat o vilă pe care nu o poate justifica, în 2018 i-a luat și bebelușului o vilă pe care nu o poate justifica, în 2019 găsim proprietăți pe la Frasin pe care nu le poate justifica, în 2020 apare iarăși o grămadă de chestiuni pe care nu le poate justifica. El nu a renunțat niciodată la metehnele PSD, asta încerc să spun. Adică nu e suficient că spui că Dragnea e rău și îți dai demisia din PSD, că el, atenție, nu și-a dat demisia din PSD, el a fost dat afară din PSD și o diferență, da? Pentru că s-a apucat cu hârâia la cu partidul, că și-a dat demisia și era mândru și, cum spune, avea onoare, îmi dau demisia din PSD că nu suport ce face Dragnea, dar pierdea mandatul de primar. Ori n-a vrut să piardă și activul, știți? Adică dacă se poate doar partea cenușie care l-a păsat pe umeri că nu mai are imaginea bună. Dar după aia asta, insist să spun, a fost în continuare PSD-ist. Hrăpăreț, cu mătrii, cu imobiliarii, sute de mii date de aia pe acolo și n-are nicio problemă să spună, am socializat și mi-au dat 120 de mii. Ancheta adică, DICOT în cazul unui dezvoltator imobiliar bun, poate din cei mai importanți, da, Zamosteanu, cum vedeți povestea asta?
Păi este de domeniul evidenței că ceea ce am spus 3 ani jumătate și ceea ce am spus era de fapt vocea oamenilor care erau abuzați de acești imobiliari, da, prieteni ai primarului, despre care, și aici vreau să subliniez o chestiune foarte interesantă. Am fost acuzat de Mihai Chirica când ieșeam chiar împotriva acestui imobiliar care astăzi este în arest, da? Și împotriva prietenilor lui, da, care au fost la cumătria primarului, că mă opun dezvoltării. Că acești dezvoltatori, le spunea domnul Chirica, dezvoltă orașul și aduc bani la bugetul local. Păi tocmai asta ne-a arătat DIICOT. Nu că au adus. Ne-au furat 12 milioane de euro, aia-s banii noștri, știți? Tocmai asta a demonstrat DIICOT. Nu că au adus, ci că au luat 12 milioane de euro. Deocamdată ai acuzat. Și îl întreb. Adică... Da, deocamdată este acuzație, corect. Dacă a furat, probabil vom vedea la corect. Finalul unui proces. Dar astăzi, totuși, un organism judiciar, cum este DIICOT, da, spune niște lucruri cu subiect și predicat foarte clare. Nu și-ar permite să facă supoziții DIICOT. Au probe. Rămâne într-adevăr de văzut ca o instanță de judecată, da. să decidă ce Bun. S-a întâmplat aici. Asta e una, dar pe de altă parte, ok, vor fi calcat ăștia pe bec, e o anchetă, dar ce caută Comisia de Urbanism la DIICOT? Ce caută viceprimarul Iașului la DIICOT? La audieri? Ieri s-a întâmplat. E o întrebare retorică. Evident că toate golăniile din Iași s-au întâmplat pe această filieră, Comisie de Urbanism, viceprimar, primar. Doar nu aveți senzația, știți cum e, atunci dacă Mihai Chirica spune că nu știu ce s-a întâmplat acolo, tu nu știi ce s-a întâmplat în orașul tău, adică ești deconectat de la faptul că sub tine era un mușuroi de hoți, da, bine organizați. A spus ieri o chestie șocantă, a spune, adică la petrecerea respectivă unii au fost invitați de către consilierii lui, de cei din aparatul lui, din primărie bănuiesc, că nu știu, n-are consilieri angajați pe lângă una dintre vilele lui. Așa se face, adică niște oameni plătiți seama. Din bani publici sună în calitate de ce? Vă invită primarul la botez, la petrecere? Domnule, este o enormitate scoasă pe gură de Mihai Chirica. Deci la evenimentul intim al familiei tale, botezul copilului tău, îți fac alții lista de invitați și îți cheamă acolo, când tocmai este despre a-ți chema apropiații care te cunosc. Da, care îți cunosc familia, fie dintr-o parte, fie din alta, soț, soție și așa mai departe. A fost ceva, un networking, ceva da, de genul. Da, domnia asta s-a gândit să fac un fel de, nu știu cum să-i spun, de eveniment așa de afaceri, da, care ar trebui să se întâmple într-un cadru organizat, la primărie, să ne înțelegem, da, pentru că acolo trebuie să întâlnească mediile socioprofesionale, să discute, să facă schimb de experiențe, să vadă cum reușesc să organizeze. Dar nu-i chem la tine la băut acasă. Și ce să vezi din socializarea aia? Îți mai lasă și 120.000 de euro dar la copil. Păi, în ce lume trăim? Chiar așa de proști ne ia? Dar, din păcate, asta spuneam că mă contrariază. Până funcționează chestiunea asta. Tată, așa am un răspuns. I-am chemat să socializeze și lumea e mulțumită cu răspunsul ăsta. Când se vede de la o poștă că îi tremură chiloții pe românești, să o spunem, pentru că ancheta asta nu are cum să ne ajungă și la Mihai Chirica. Nu are cum. Pentru că sub pixul lui s-au emis, sau din pixul lui s-au emis autorizațiile pentru niște... Vom vedea. Acum eu mai zic un lucru, depinde și DIICOT-ul până unde, sau DIICOT-ul poate că dosarul va pleca în altă parte, depinde probabil. Unde vor procurorii să meargă acest dosar, dacă vor să intre în măruntaie, dacă vor să meargă mai departe, dacă e doar chestiu că ar fi ceva cu droguri, e și evaziunea aia, adică sunt mai multe piste, plus chestiunea legată de, nu știu, funcționari, membri din Comisia de Urbanism, sunt multe, adică pare un dosar cu ramificații foarte multe. Rămâne de văzut dacă se va merge până la capăt. Că am văzut, apropo, dosarul 10 august. Da. Bun, acesta a fost infirmat de procurorul șef DIICOT, ieri deschis și instanța admisă redeschiderea dosarului, lucrurile acolo s-au clarificat. Însă, în cazul care privește comunitatea ieșeană, subiectul declarat chiar de viceprimarul Harabagiu la ieșirea de la audierile acelea care au durat mai mult decât o zi de licență, ca să-i spun așa. Sincer. Da, el spune, da, e vorba de schimbul de terenuri cu vicebrătianul și el. Asta a declarat. Știți despre ce schimb e vorba? Este schimbul despre care eu am ieșit public de N ori. Este schimbul prin care primăria dorea să dea cele mai bune terenuri pe care le avea, pe nimic acestui dezvoltator care astăzi este în arest. Este vorba de acel schimb pe care noi l-am blocat. Eu și cu colegii mei consilieri, da,
liberale. Despre acel schimb deci este vorba. Trebuiau două treimi de voturi? Sau? Da, pentru că era vot de patrimoniu și trebuiau și voturile liberalilor. Acel schimb de terenuri face parte, este și acela parte din anchetă. Acel schimb pentru care am făcut protest în fața primăriei, pentru care am protest în Elena Doamnă, pentru că voia să dea inclusiv parcul ăla, să facă blocuri acolo la schimb, acel schimb pentru care au ieșit oamenii în stradă, da, disperați că alături de ei urmează să construiască monstruozitățile. De acel schimb vorbim. Am ieșit pe acest subiect în 2017, prima dată când se prefigura, în 2018 de două ori și în 2019. Deci este acel subiect care a revoltat comunitatea ieșeană. Ancheta DICOT merge pe acest subiect. Este clar că sunt lucruri pe care noi nu le știam. Noi, evident, am spus odată că nu este legal, că evaluările au fost făcute ca să favorizeze prietenul primarului Samsaru Imobiliar, că sunt niște chestiuni de legalitate, de ilegalitate, evident, acolo, dar și de oportunitate. Adică de ce îmi dai mie terenul nostru a ieșenilor, ca să construiască unul pur și simplu bloc, că el nu avea terenurile suficient de compacte ca să facă asta. Păi așa mulțumesc, toată lumea poate să ceară teren de la primărie, să-și facă unul o fermă de porci, altul să-și facă, nu știu, ce mai trece prin cap acolo, da? În mijlocul Iașului, că el nu are teren suficient în afara Iașului sau nu are teren suficient în mijlocul Iașului. Deci, despre acest schimb de terenuri este vorba. Dovada este că nu s-a dormit. Adică instituțiile totuși au stat și au văzut despre ce e vorba, da? Dacă au ajuns să cerceteze acel flagrant, era un caz flagrant, era, într-adevăr, vorbeam cu colegii mei, este cel mai evident caz de înșelăciune, dosar de înșelăciune cu patrimoniul orașului. Am spus-o tot timpul și sunt mărturii în ceea ce am declarat de-a lungul anului. Da, vom vedea acum cum decurge ancheta și până unde va merge. Bun, fuziune de Sfânta Maria, nu? USR Plus, congres de fuziune, înțeleg că e un congres online. Da. Participați la congresul online, cred că e primul congres, da. Nu online din... Da. Sunt și eu delegat și mă bucur că pot asista și m-am și drept ce de vot. Ce se întâmplă concret? Adică ce înseamnă fuziune? Practic este congresul celor două partide reunite. Se discută, părerea mea, foarte puțin. Da, este vorba de viitorul celor două partide, care este creionat în sensul acesta de a deveni un singur partid. Este un congres de fuziune, da? Cele două foruri superioare ale fiecărui partid, fiecare for al USR, mă rog, respectiv plus, se vor întâlni și vor da un verdict privind unirea celor două partide într-un singur partid. Asta este și așteptarea electoratului Alianței USR Plus, alianța care este alianța electorală în acest moment. Ei, din această alianță electorală se va transforma într-un partid. Bun, și cum va funcționa? Cu doi copreședinți? Cum era, nu știu, pe vremuri? Asta va decide acest congres. Cum va funcționa? Pentru că se va aproba, se va valida inclusiv statutul noului partid, care cu siguranță trebuie să aibă o perioadă de tranziție, pentru că așa s-a întâmplat, că nu e o noutate în România, fuziune de partide. Probabil va exista această variantă, dar rămâne ca onor congresul să stabilească de doi conducători, da, în paralel pentru o perioadă de timp, urmând ca la un moment dat să existe alegeri firesc interne, statutare, prin care libere, să fie desemnat probabil un președinte sau, eu știu... Bun, dar în condițiile astea în care vin două rânduri de alegeri, nu știu, nu, e un lucru care poate destabiliza unele filiale sau... Nu. Se pot întreba unii, domnule, dar eu îmi pierd funcția, nu pierd funcția, merg în alegeri, turez motoarele, stau cred. Departe, adică e, nu știu, mai, poate că unii nu sunt de acord, cu alianța, da, dar cu fuziunea... Nu cred cum că... Cum apar nemulțumiri în... Da, cu siguranță nemulțumiri apar la orice mișcare de acest gen sau de alt fel, tot timpul sunt pro și contra raportat la fiecare subiect. Asta e firesc, fiecare dintre noi acceptăm ceva sau acceptăm pe la un punct ceva sau nu suntem de acord cu ceva. Așa va fi și aici. Dar dacă majoritar delegații care au fost desemnați de cele două partide, da, vor spune da pentru fuziune și există o majoritate, fuziunea se va întâmpla. Din momentul acela se merge spre un singur partid. Există îndoiel că ar putea fi altfel? Nu cred, nu. Adică din ce am auzit, chiar o bombă dacă unul din partide ar respinge fuziunea. Poziția în momentul acesta majoritară
bine majoritară, ca să spun așa, este despre fuziune. Da. Cum credeți că, mai avem câteva minute, cum credeți că va arăta campania electorală? Știm că, în general, campaniile la locale sunt cele mai dure, se aruncă cele mai multe mizerii, probabil că și cei mai mulți bani, sunt foarte mulți oameni implicați, sunt orgolii, unora le se umflă capul, altora, nu știu, alții sunt disperați că pierd funcții, pierd joburi, de asta depind că altceva nu știu să facă și așa mai departe. Deci cum crezi că va arăta următoarea cât lună și jumătate? Da. Unul clar este o campanie atipică, pentru că se desfășoară în pandemie. Oamenii au reacții diverse, da, când vrei să interacționezi cu ei, candidații unii fac doi pași în spate, nu? Până, și candidații, în mod firesc, au temeri, au rețineri de a mai merge în mulțime, da? Deci este complet atipică, nu poți transmite chestiunea asta, ori la locale contează să se vadă omul, deci este atipică și e greu. Pe de altă parte, cred că în Iași vom trăi cu dezgust un experiment comunist de campanie. S-a văzut deja din precampanie, adică să vezi cum primarul abuzează de funcție ca să dea la o parte contra candidații, să nu-și poată face afișajul stradal, să nu poată să-și pună vizualul, care e firesc în orice precampanie, și să întârzie să aprobe ridicarea de banner. Bannerul este simbolul de campanie din totdeauna în România, să vezi un banner. Până când nu și-a terminat el bannerele de făcut cu Costel Alexe, n-a semnat autorizațiile de ridicare bannere a celorlalte partide. Adică 100% așa s-a întâmplat. Da? Da. Până nu le-au avut ei... De asta au apărut atât de târziu în Iași. Au apărut așa de târziu pentru că... Nu le-au liberale gata? Exact asta s-a întâmplat. Mi se pare astfel de mizerie nici măcar Nichita n-a făcut. De asta am spus de multe ori că Onor Chirica e mult, mult mai rău și mai agresiv decât tatăl său politic, Gheorghe Nichita. Până nu le-au terminat, nu le-au dat. Când le-au terminat, le-au pus pe ale lor primele și după au dat și autorizații celelalte. Doamne, ca să ce? Deci tu ești primar în funcție, în principiu pleci cu prima șansă, că așa e la alegeri într-un singur tur. Sunt niște reguli. Cunoscătorii le-au aflat, să zic așa, sau sunt niște rezultate ale afișajului. Nu schimbi mai mult de 2-3 puncte sau doar poți să fixezi în ochi, în mintea de comportamentul administrației locale într-o situație în care trebuie să fie echitate. Da, deci dacă începi în felul ăsta campania, la ce să te aștepți? Nu mai spun de acele corturi, da? N-au aprobat corturi. Corturi, cuburi. Păi nu, n-au aprobat corturi, în schimb, primarul și-a pus fața lui zâmbitoare peste tot, da? Pe niște prisme care sunt tot corturi, că până la urmă cortul are efectul vizual. Aceste corturi se montează și dacă vedeți, ele au stat întotdeauna 99% din timp închise. Nu a stat nimeni în cortul ăla, doar ce este... Mai multe chestii vizuale, e chestie vizuală. N-au aprobat corturi, spunând că e vorba de epidemie. N-au atâția oameni să-și pună să stea în schimburi toată ziua. Este un element vizual de campanie pe care l-au folosit toate partidele dintotdeauna. Dar am avut alegeri, da, prezidențiale, da, toate partidele au avut corturi în stradă. Am avut europarlamentare, toate partidele au avut... Acum nu s-a putut. Și-au pus ei, Costel Alexis cu Chirica, cuburile lor prin oraș, au ocupat toate trotuarele și au spus că restul nu, dacă vreți, umbreluță și cu măsuță. Serios. Ca să ce umbreluță? Nu știu, în bătaie de joc. Ăla este un răspuns în bătaie de joc. Acolo. Ce să faci cu umbreluța? Pentru că campania de strângere semnături s-a încheiat. Este vorba de un vizual pe care trebuie să-l ai. Cum stați cu, sau ați strâns semnăturile? Da, sunt strânse, nu e nicio și problemă. Și în județ și da. În... Da, da. Acolo unde sunt candidaturi de depus, au fost strânse semnăturile și la Consiliul Județean și, mă rog, lista a fost comună cu președinte de Consiliul Județean. Da, și ne-am mobilizat și le mulțumesc colegilor pe această cale. În județ, scurt, cum va fi, că acolo zero primare are USR Plus. Cu siguranță, dar noi vom compensa prin muncă, prin prezență, prin faptul că acum știți cum e, suntem o echipă mai mare în care cred că am venit și eu cu experiență de a organiza alegeri. Am condus suficiente campanii electorale să știu și cum să ne organizăm. Cu energia celor din Alianță, care sunt extrem de dinamici și de energici, pentru că îi văd prin teritoriul, prin județ pe unde am mers. Cu resursele puține, pentru că nu suntem partid care să fim înfipți la butoanele puterii și nici nu procedăm așa. Mi-este clar că aici mă regăsesc ca principiu să nu te mufezi la instituțiile statului să tragi bani la partid. Și de-aia mă simt foarte bine, mă simt în largul meu aici, pentru că deja
alături de Costel Alexe în PNL, mă simțeam sufocat de gândul și preocuparea asta numai de a face bani, de a face bani, să ia bani de acolo, să ia bani de acolo, să producă bani. Și nu mă simțeam, efectiv, nu mă simțeam confortabil să respir aerul ăsta toxic de principiu greșit. Da, mulțumesc pentru prezența în emisiune, urmărim ce se întâmplă și cu pandemia și cu moțiunea și cu fuziunea congresul din weekendul ăsta. Da, urmărim și ce se întâmplă pe frontul politic. S-a terminat aici. Sunt Florin Ghețău. Seara bună!